După cum este desigur cunoscut spectatorilor noștri, în București s-au desfășurat recent lucrările adunării generale a scriitorilor din Republica Socialistă România. Prilej de amplă dezbatere a succeselor și problemelor artei scrisului, în această perioadă de viguroasă și multilaterală dezvoltare a întregii noastre societăți, adunarea generală a dat glas adeziunii depline a scriitorilor la politica internă și externă a Partidului nostru comunist, hotărârilor de a-și închina talentul înfloririi culturii României socialiste. Sosirea în încheierea lucrărilor adunării generale a conducătorilor partidului și statului nostru în mijlocul scriitorilor a fost salutată cu vii și îndelungi aplauze. Luând cuvântul, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o amplă analiză a condițiilor și direcției în care se dezvoltă literatura română și cea a naționalităților conlocuitoare, subliniind că literatura noastră se manifestă tot mai viguros în ansamblul suprastructurii socialiste. În încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus: stimați tovarăși, vreau să exprim încă o dată convingerea conducerii partidului și statului nostru că adunarea generală a scriitorilor va determina un nou și puternic avânt al literaturii patriei noastre. Va marca un moment important în realizarea înaltei misiuni ce revine creației literare în societatea socialistă. Fără îndoială că împreună cu întregul popor, în frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea Partidului Comunist Român, scriitorii români și cei aparținând naționalităților conlocuitoare din patria noastră vor milita cu hotărâre și elan pentru înflorirea vieții materiale și spirituale a națiunii noastre, pentru făurirea înaltei civilizații a socialismului și comunismului pe pământul României.